După ce s-a aflat de capacitățile ei paranormale, la casa Vangăi era din ce în ce mai mare agitație, iar oamenii se adunau curioși să afle lucruri despre viitor. Au fost desemnați oameni care să păstreze ordinea în fața ușii sale și care să aibă grijă de odihna și liniștea ei. S-a înființat un serviciu special în cadrul primăriei, care să înregistreze datele tuturor solicitanților. Pe scurt, în cele din urmă, Vanga a fost recunoscută oficial. Cu mai bine de o jumătate de an înaintea morții lui Stalin, ea a prezis ziua exactă și condițiile în care Stalin va muri, fiind tocmai din această cauză arestată și întemnițată. Ea a fost apoi eliberată din închisoare, dar abia după moartea sângerosului dictator de la Kremlin. Este de asemenea uluitor faptul că Vanga știa dinainte de invazia trupelor sovietice în Praga revoltată, în anul 1968. La începutul anului 1968, ea a alunecat în stări de transă mediumică de câteva ori și cu acea ocazie a comunicat: "Țineți minte, Praga. Se va petrece în curând ceva în Praga. Mari forțe armate vor da ocol și vor invada acest oraș. Război, război." Ceea ce a urmat ulterior este cunoscut întregii lumi. În august 1968, am asistat cu toții la invazia trupelor sovietice în Praga. În anul 1969, Vanga a prevăzut victoria Indirei Gandhi la alegerile parlamentare anticipate, a mai prevăzut catastrofa îngrozitoare de la Cernobâl, iar premonițiile ei din sfera politicului s-au dovedit a fi la fel de exacte. A anticipat ceea ce se va petrece cu ceea ce s-a numit perestroica, falsa reformă a comunismului. Ulterior, Vanga Dimitrova a anticipat cu aproape un an înainte ieșirea lui Mihail Gorbaciov de pe scena marii politici. Ea a profețit și destrămarea ireversibilă a URSS. De asemenea, Vanga a profețit cu mult timp înainte alegerea lui Boris Yeltsin ca președinte al Federației Ruse. Ulterior, toate aceste profeții s-au îndeplinit întru totul, fără excepție. Astfel spus, tot ceea ce a prevăzut prin profețiile sale, această bătrână oarbă s-a petrecut ulterior în tocmai așa cum a prezis, deși este evident că ea nu avea niciun fel de noțiuni de politologic sau de geopolitică. O altă profeție faimoasă a Vangăi Dimitrova, care a uluit planeta, este aceea legată de accidentul catastrofal care a distrus la vremea respectivă submarinul sovietic Kursk. Toți oamenii aflați la bordul acestui submarin fiind uciși în acest tragic accident care a îndoliat întreaga Rusie. În anul 1980, cu 20 de ani înainte de evenimentul ce fusese profețit, Vanga a prezis la un moment dat: "Kursk va fi sub apă și întreaga lume îl va jeli." Aceasta se va petrece fie în anul 1999, fie în anul 2000, însă vă spun cu siguranță că acesta se va petrece în luna august. Într-adevăr, 20 de ani mai târziu, în data de 12 august 2000, submarinul nuclear Kursk s-a scufundat ca urmare a unei explozii accidentale, ce a apărut la bordul său și toți cei 118 marinari au murit cu acea ocazie. Atât de mare era renumele ei de clarvăzătoare și ființă înzestrată cu reale puteri paranormale, încât de-a lungul întregii sale vieți, la Vanga Dimitrova, au venit să ceară sfaturi de viață sau informații peste un milion de persoane, din toate categoriile sociale: țărani, muncitori, intelectuali, oameni de știință, filozofi, dar și regi, miniștri sau președinți de stat, care au fost cu toții uluiți de viziunile și profețiile ei excepționale, confirmate cu exactitate ulterior. Se știe la ora actuală că Vanga a fost consultată chiar și în probleme internaționale și se cunoaște că până și dictatorul Ceaușescu i-a cerut de două ori sfatul. Nu se știe însă dacă el a pus în aplicare sfaturile pe care Vanga i le-a oferit atunci. Printre personalitățile politice faimoase care i-au vizitat modesta căsuță, îi putem aminti pe fostul prim-ministru bulgar Ian Videnov, fostul premier indian Indira Gandhi, fostul lider comunist Todor Zhivkov sau mai recent Petar Stoianov, fost președinte al Bulgariei între anii 1997-2002, care i-a cerut sfaturile Vangăi înainte de începuturile campaniei sale electorale, care apoi s-a încheiat cu succes, el aplicând întru totul sfaturile care i-au fost oferite și, în final, a fost ales în 1997 ca președinte al Bulgariei. În anul 1958, Vanga a fost examinată oficial de doi medici, al căror raport a fost parțial citat în faimoasa lucrare consacrată cercetărilor parapsihologice din fostele state comuniste, Descoperiri parapsihologice în spatele cortinei de fier, care a fost publicată în anul 1970 de către jurnalistele nord-americane Sheila Ostrander și Lynn Schroeder. Iată ce au consemnat cele două autoare în cartea lor despre Vanga Dimitrova. De îndată ce am ajuns în casa ei,
Vanga m-a întrebat, deși nu fusese prevenită în niciun fel, deoarece totul era ținut secret, de ce ați venit aici? Să știți că mie nu-mi plac medicii. De ce? Am întrebat-o eu atunci. Pentru că eu personal am avut cândva o durere mare la ochi, iar ei m-au tratat atât de rău atunci, încât din cauza lor am orbit. Eu am replicat, bine, dar nu a fost vina mea. Așa este, a răspuns Vanga. Însă vă rog să plecați. Și pentru că noi ne-am prefăcut că plecăm, însă am revenit la ea în casă printr-o ușă din spate, ea a strigat atunci la noi. Ce anume doriți? V-am spus că nu vreau să vorbesc cu voi, pentru că nu am ce să le spun unor ființe umane care sunt atât de sceptice. Totuși, atât eu cât și colegul meu, care era tot medic, ne-am dat seama că nu era niciun fel de ostilitate în cuvintele ei și că Vanga era doar epuizată după o zi întreagă de discuții și consultații făcute cu cei care tocmai o vizitaseră. La scurt timp după aceea, pentru că noi tot nu voiam să plecăm, Vanga a început să privească undeva în aer, ca și cum ar fi văzut ceva pe cer și cu expresia feței complet modificată, a început să strige către mine. Trebuie să știi că soția ta este bolnavă, grav bolnavă, iar tu greșești, închipuindu-ți că ea este la menopauză, însă nu este așa. Văd sânge, sânge, este mult sânge. Să știi că nu este menopauză, ci este cancer. Apoi, întorcându-se către colegul meu, a zis, știu că părinții tăi sunt în viață. Ai două surori, dintre care una este directoare la o școală și, în prezent, părinții tăi și această soră își construiesc o casă nouă în satul tău natal, dar tu nu prea îi ajuți. Soția ta se află în acest moment într-o sală de cinematograf. Într-adevăr, atunci când ne-am întors fiecare acasă, eu mi-am găsit soția în plină hemoragie, iar colegul meu a putut să constate că soția lui fusese într-adevăr la cinematograf, exact în momentul în care spusese Vanga că se petrece aceasta. După toate acestea, ne-am modificat amândoi radical părerea despre înzestrările excepționale ale acestei femei de la țară și ne-a dispărut complet scepticismul cu privire la capacitățile ei cu totul ieșite din comun. Aveam să mai aflăm ulterior că ea i-a ajutat pe foarte mulți să-și găsească lucrurile pe care le-au pierdut în diferite momente, inclusiv să-și găsească proprii copii, dacă aceștia fusese rădați dispăruți. Spre exemplu, unui casier care își pierduse servieta plină cu bani, Vanga i-a spus, nu-ți fie teamă, ai uitat servieta la braserie atunci când ai mâncat și ea se află încă acolo. Fugi repede să o recuperezi. Deoarece foarte multă lume mergea să o vadă, în cele din urmă a început să fie din ce în ce mai interesată de ea și corpul medical. O echipă de medici a cules și a sintetizat peste 5.000 de mărturii, pe care apoi le-a verificat, iar concluzia a fost că toate aceste mărturii, fără nicio excepție, sunt concludente și că înzestrările uluitoare ale Vangai Dimitrova sunt autentice. Totuși, chiar și după ce au luat sfârșit toate aceste anchete și clarificări, Vanga a rămas în continuare mai mult sau mai puțin semnată la domiciliu. Este semnificativ faptul că ei nu i s-a permis niciodată să părăsească Bulgaria, însă treptat, ea a început să câștige încrederea autorităților comuniste și astfel numeroșii ei vizitatori au putut să beneficieze chiar de excursii ce erau organizate de Ministerul Turismului din Bulgaria pentru a ajunge la Vanga. Ba mai mult decât atât, statul bulgar a suportat integral cheltuielile construirii, la sugestia Vangai Dimitrova, a unui hotel în apropierea orașului Petrici, în care să poată fi primiți cei care se confruntau cu diferite suferințe sau boli grave și doreau să-i ceară sfatul. Ea a mai prezis și atacurile de la 11 septembrie 2001. Groază, groază, teroare! Frații americani vor cădea sfâșiați de păsările din fier. Lupii vor urla din tufiș și sânge nevinovat va curge râuri. Este prezicerea din 1989 a Vangai. Predicția s-a realizat în 2001. Cu toții știm ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii, odată cu actele de terorism în urma cărora cele două clădiri, Gemini World Trade Center, au dispărut pe 11 septembrie 2001, luând viețile a miilor de oameni nevinovați. Cele două clădiri gemene, distruse în totalitate în viziunea Vangai, erau frați. Gemeni, frați, frații americani vor cădea. În aceste două clădiri au fost îndreptate avioanele Păsările de Fier, deturnate de către teroriști. Dar ce legătură are aici tufișul? Lupii vor urla din tufiș. E simplu, din limba bulgară, cuvântul tufiș se traduce în engleză ca buș, ceea ce vrea să spună că lupii vor urla din spatele lui Bush, adică tragedia se va produce pe timpul președinției lui Bush sau să fi fost dirijată de cineva care se ascunde în spatele lui Bush. În 1988, Vanga a făcut o declarație demnă de consemnat. Suntem martori ai unor evenimente decisive ale planetei. Doi dintre cei mai mari conducători ai Pământului și-au retras mâna și au semnat pentru a dovedi că au făcut primul pas spre ajungerea la pacea universală. Dar va trece încă mult timp, va curge încă multă apă, va veni al optulea și el va semna pacea finală a planetei.
În 2018, trenurile vor zbura pe conductoare de la soare, dobândirea petrolului va înceta, pământul se va odihni, în cosmos se va descoperi viața și deodată va deveni limpede cum a apărut viața pe pământ. O altă viziune a Vangăi este mult mai dureroasă decât criza economică. În 2010 este debutul celui de-al treilea război mondial, care va începe în noiembrie și se va termina în octombrie 2014. Se va desfășura la început cu arme convenționale, ca apoi să aibă loc atacuri cu arme nucleare și chimice, spre final, indică profeția Bulgăroicei. Vanga a murit în 1996, la vârsta de 84 de ani. Vanga Dimitrova nu a avut copii, însă a avut mai mulți nepoți din partea fraților și a surorilor, pe care ea i-a iubit foarte mult și i-a ajutat de fiecare dată după posibilitățile ei. Dintre toți nepoții, cea mai apropiată de ea a fost Diana Radneva, căreia Vanga Dimitrova i-a încredințat cu numai câteva zile înainte de a părăsi definitiv această lume, ultima și cea mai de preț profeție a sa. Profeția despre România și despre rolul important al poporului român în procesul de reviriment spiritual ce se va petrece în viitorul apropiat la nivelul întregii planete. Această uimitoare profeție a Vangăi, care a fost înregistrată la vremea respectivă pe bandă de magnetofon, a fost ascultată de nepoata Vangăi în tocmai așa cum Vanga Dimitrova i-a indicat pe patul de moarte. Dianei Radneva i se va indica să asculte respectiva profeție a Vangăi Dimitrova de-abia la data de 24 ianuarie 2005 și în finalul acestei profeții, Vanga i-a comunicat că trebuie să trimită mesajul respectivei profeții în România. Întrebată fiind de persoana care a ajutat-o pe Vanga Dimitrova să realizeze acea înregistrare, căreia Vanga i-a precizat că este vorba despre o profeție cu privire la România, de ce trebuie ca această profeție să vină de la cineva care nu este român? Vanga i-a răspuns, românii sunt oameni speciali. Și cu toate că Dumnezeu i-a ales pentru o nobilă misiune, din nefericire, mulți dintre ei nu mai cred în valorile lor naționale. De aceea, dacă acest mesaj, pe care am îndatorirea să-l transmit, le este adus de un străin, va fi mai bine primit de ei decât dacă l-ar primi de la unul de-al lor. Iată mai întâi cuvintele de introducere care au fost rostite de Vanga înainte de enunțarea profeției propriu-zise referitoare la poporul român. Eu sunt foarte mică pentru ca el să vină la mine, așa că eu transmit această veste, care mi-a venit de sus de la Dumnezeu și care va trebui să fie dezvăluită în luna ianuarie, ziua 24, anul 2005. În cel mult o lună de zile după aceasta, profeția ce vine de la Dumnezeu trebuie să fie dusă aceluia la care voi face referire aici. Dacă nu se va putea ajunge la el, atunci să fie dată acelora din partea mea, pentru ca să-i o înmâneze, să vă ajute Dumnezeu. Și iată, în continuare, transcrierea acestei ultime profeții a Vangăi Dimitrova. În bucuria acestei lumi, în România, își va începe lucrarea cel promis. Mai târziu, atunci când va fi recunoscut de aceia care sunt drepți și aleși, se va bucura întregul pământ de nașterea lui Dumnezeu. Îl va ocroti într-un loc departe de locul unde se odihnesc străbunii săi, până când va veni ceasul său. Cu puterea de sus, de la Dumnezeu, el va fi dăruit pământul, apa, focul, îi vor veni în ajutor. Odată cu începerea lucrărilor lui în această lume, tot ceea ce este construit pe minciună și pe rău se va înrui. El va fi piatra de temelie pentru omenire. Primii care îl vor cunoaște vor fi aceia din propriul său popor din care el a ieșit. Drept răsplată, el va duce apoi acest popor pe cea mai înaltă culme a desăvârșirii divine din această lume. Acest popor va deveni prin îndreptarea sa o adevărată pildă vie pentru toate popoarele pământului. El nu va veni cu un cal viu, ci cu un cal de fier pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, singur îl va mânui.